Ingeniozitatea infractorilor atinge cele mai înalte cote. O ultimă găselniță a acestora este metoda accidentul, care a făcut nenumărate victime la nivel național. Infractorul abordează telefonic o persoană căreia îi transmite că o rudă apropiată este vinovată de producerea unui accident soldat cu victime și pagube materiale. Solicită mai apoi anumite sume de bani pentru ca presupusul autor al accidentului să scape de rigorile legii. În felul acesta au fost păcălite nenumărate persoane. O persoană din Probeta Turnu Severin, în vârstă de 74 de ani, a sesizat poliția despre faptul că a fost apelată la telefon fix de către o persoană necunoscută care s-a recomandat ca fiind fiul acesteia, anunțându-o că a provocat un accident rutier și că se află internat într-un spital din municipiul București, iar victimele accidentului sunt reprezentanța ambasadei Franței la București. Ulterior, persoana a fost apelată de o altă persoană necunoscută care i-a solicitat suma de 4.500 de lei, fiind sunată a treia oară de aceeași persoană care s-a recomandat ca fiind avocatul fiului său și a cerut încă o sumă de 5.000 de euro. Deci 5.000 de euro. Reprezentând daune pentru victimele accidentului în vederea neîntocmirii unui dosar penal și rămânerea în libertate a fiului său. Polițiștii au sfătuit pe vârstnici să fie cu mare băgare de seamă pentru a nu cădea în plasa infractorilor. La rândul dumneavoastră, în contactul care îl veți avea cu familia, cu prietenii, cu vecinii și așa mai departe, este bine să spuneți la rândul dumneavoastră aceste lucruri care v-au fost făcute cunoscute, fiindcă e foarte bine și e păcat să se cadă victime, așa cum ați auzit, în fața unor escroci și tot felul de persoane care nu le place munca și caută tot felul de astfel de metode ingenioase de a face un ban și, după cum ați văzut și dumneavoastră, sume destul de importante, ca să zic așa, comparativ cu știm noi că sunt veniturile, în special ale dumneavoastră, ale pensionarilor. Sunt foarte bune pentru a ne informa pe noi bătrânii, ca să știm dacă ni se întâmplă asemenea problemă, să nu dăm curs acestei probleme. Și plus de asta, zic eu după mine, acum fiind informat, dacă îmi spune, sun la poliție. Înainte să-i dau mie, stai că n-am banii, și să sun la poliție, informez poliția și atunci, în funcție ce mi se spune, fac ca să putem să-i prindem, că altfel voții nu putem. Ați aflat despre astfel de cazuri de înșelăciune? Toate cazurile care se întâmplă, noi pensionarii care suntem vecinii, facem opinia asupra să evite orice caz care se întâmplă. Este important să putem preveni asemenea cazuri. O prevenim și normal. Prevenim, anunțăm dacă suntem acostați. Noi suntem pensionari în vârstă, putem să fim duși în eroare mai bine, adică mai ușor, nu ca bine, mai ușor. Sunt foarte binevenite aceste conferințe și... Ați aflat lucruri importante astăzi? Da, am aflat foarte importante care ne dă de gândit și de acum cu nu trebuie să fim mai în temă, mai vigilenți, mai atenți. Polițiștii au sfătuit pe vârstnici să apeleze imediat numărul de urgență 112 în situația în care sunt abordați de către persoane dubioase.